Calendarul electoral afișat de Autoritatea Electorală Permanentă prevede ca în termen de 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de 9 octombrie, să se delimiteze secțiile de votare. Această delimitare se face de către primarii localităților, împreună cu prefectul și șeful structurii teritoriale a Direcției de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. Prin ordin de prefect, ieri, 9 octombrie, au fost numerotate secțiile de votare în vederea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților. Avem la nivelul județului Galați 436 de secții de votare, din care 176 la nivelul municipiului Galați. Localitățile care vor avea cu o secție de votare mai mult decât la referendum sunt Foltești, Ivești și Șândreni. Următorul pas în calendarul electoral îl reprezintă transmiterea în scris de către partidele sau alianțele politice a însemnelor electorale sub care vor candida la alegerile parlamentare din 9 decembrie.